Veste tragică la Târgu Mureș, un bărbat de 61 de ani imobilizat la pat a murit azi noapte după ce locuința i-a fost distrusă de un incendiu. Cum trăia singur, omul nu a avut nicio șansă să se salveze din calea flăcărilor. O rudă care a venit să-i aducă ceva de mâncare a văzut focul și a dat imediat alarma, dar a fost prea târziu pentru bărbat. Incendiul a izbucnit după lăsarea întunericului în interiorul acestei case liniștite de la periferia orașului. Imobilizat de câteva luni la pat, bătrânul de 61 de ani a fost neputincios. Vecinii nu au văzut nicio flacără, iar când apropiatul familiei a dat alarma, trupul victimei fusese deja carbonizat. Era o doamnă care venea și avea grijă de el, făcea curat. S-au deplasat două autospeciale de lucru cu apă și spumă. Incendiul s-a manifestat doar într-o cameră a casei. Din păcate, în interior a fost descoperit trupul unui bărbat carbonizat. Până să intervină problemele de sănătate, bărbatul trăia în Statele Unite alături de fiica lui. A vrut însă să se întoarcă în țară pentru a se trata. Era imobilizat la pat. Are o fată în toată sănătate. Sfârșitul, spun vecinii, l-a adus fumatul. Ce credeți că a fost? De la țigară, părerea mea, că fuma. Cauza exactă va fi stabilită în cursul acestei zile de către pompieri și polițiști. Vor fi audiați atât vecinii cât și rudele bărbatului, care au fost anunțate de tragedie și urmează să se întoarcă în țară ca să se ocupe de înmormântare. O femeie de